Emanuel Lupulescu ne-a informat și despre planurile fiicei sale, talentatei Izabela Lupulescu, de altfel cea mai bună pingpongistă a Serbiei, precum și cele ale lui Filip Radović, membru clubului de tenis de masă Unirea din Ozdin, dar care va evolua la diferite concursuri naționale și internaționale. Când este vorba de Izabela și Filip Radović, deci Izabela joacă și pe mai departe la clubul de tenis de masă Novi Sad din Novi Sad. Anul acesta nu va mai juca pentru Dumbrăvița din România din cauza că Federația Română nu permite ca jucătorul să joace în mai mult de două divizii. Din cauza că Izabela și anul trecut a jucat mai puțin la un club din Spania, de pe insula Ibiza, anul acesta a iscălit un contract cu acel club și ea va fi datoare să joace mult mai multe meciuri pentru clubul din Spania și în modul acesta nu va mai putea juca în România din cauza că i-ar fi fost cea de-a treia federație unde va juca și nu va juca. Filip Radović va juca pentru Unirea și la fel va juca pentru clubul de tenis de masă din Slatina. Însă lucrurile care sunt interesante legate de Izabela și de Filip este faptul că Izabela încearcă să își asigure jocul la Jocurile Olimpice din Tokyo. Este foarte greu de realizat. Nu este atât de departe în momentul de față, dar poate fi departe. Despre ce este vorba? Deci, ea împreună cu Alexander Karakashevich încearcă să capete viza de participare la Jocurile Olimpice la dublu mixt. În momentul de față, ei sunt clasați pe locul 16 ca dublu mixt, iar 16 dubluri mixte vor juca la Jocurile Olimpice. Însă termenul încă, deci nu este nimic sigur din cauza că linia se va face abia la anul viitor în iunie. Deci ei până în iunie la anul viitor trebuie să joace, să facă rezultate și să încerce să fie mai înainte decât acest loc. Există unele calificări europene și, europene și mondiale care vor asigura unele locuri, iar după aceea se va umplea locurile libere pe bază de acele țări care nu sunt clasate după ranglista aceasta mondială. Trebuie spus că doar un dublu mix dintr-o țară poate participa la Jocurile Olimpice. Pe partea cealaltă, Izabela are șanse și la individuale să participe la Jocurile Olimpice. Federația de tenis de masă mondială poartă o evidență separată, deci o ranglistă separată a jucătorilor pentru Jocurile Olimpice din Tokyo, din cauza că doar două jucătoare dintr-o țară pot juca la Jocurile Olimpice. Izabela în momentul de față se află pe locul al 58-lea, iar 64 de jucătoare joacă. Însă aceasta nu este încă atât de sigur din cauza că vor fi organizate la primăvară calificări europene și vor fi la fel organizate calificări și în celelalte continente. La calificările europene se poate întâmpla și vreo jucătoare care este mai slab clasată să intre în cvota pe care o are Europa, astfel că se va aștepta să se, la urmă, să se finalizeze lista participanților. Spun că de pe ranglista aceasta va juca de la 1 până la 13 jucători. Deci trebuie jucat, trebuie văzut, trebuie înaintat pe ranglista mondială și să spunem. Deci, dintr-o parte putem spune că sunt aproape, din cealaltă parte spune că nu sunt încă atât de aproape, deci ei trebuie să antreneze, să se ducă la multe turnee, să joace, să acumuleze puncte și ce
ce va da finish-ul, vom vedea. Pe de altă parte, Filip Radović are șanse reale de a juca la Jocurile Paralimpice din Tokyo. Pe Filip îl așteaptă în momentul de față o întrecere foarte importantă. Este vorba de campionatele europene la echipe și individuale, unde Filip apără bronzul de înainte cu 2 ani. Deci la aceste jocuri este foarte important Filip să joace bine, să bată pe jucători mai buni clasați decât el, din cauza că la ranglista paraolimpică se poartă în alt mod decât la ceilalți jucători. Deci dacă învingi mai bun decât tine, capiți puncte mai multe, dacă pierzi de la mai slab decât tine, pierzi multe puncte, iar dacă pierzi de la unul mai bun decât tine, pierzi mai puține puncte. Deci este foarte important ca la jocurile acestea jocurile europene, la campionatele europene, Filip să joace bine, să intre între primii 4 dacă poate, căci el se află pe locul 9 pe ranglista mondială paraolimpică în clasa aceasta 10, iar 6 jucători merg direct la jocurile olimpice. Ceilalți vor juca calificări europene și vom vedea. Deci Filip este mult mai aproape pentru jocurile paraolimpice de la Tokyo în momentul de față. Dacă este vorba de întrecerile, deci la Filip am spus că l-așteapă campionatul european, pe Isabela o așteaptă nenumărate turnee până la anul nou, deci din 1 până în 6 octombrie va participa la Pro Tourul Mondial din Suedia, din 8 până în 13 octombrie va participa la Bremen la Pro Tourul Mondial al Germaniei, În noiembrie va participa la Pro Tourul Mondial al Austriei, iar în decembrie va participa la Pro Tourul Mondial al Canadei. Deci 4 mari turnee la care se așteaptă să acumuleze puncte pentru Tokyo și ea și împreună cu Alexandru Karakašević la dublu mixt. Și pe lângă aia, divizia începe în Serbia, divizia începe în Spania, facultatea începe și toate celelalte.